parole su questa iniziativa e un ringraziamento particolare al primo ministro di Romania, Victor Ponta, che nonostante un gravoso pomeriggio parlamentare ha trovato il tempo per venire qui tra noi. Io lo ringrazio per la sua presenza che onora sempre questa casa. Vă voi spune doar câteva cuvinte despre această inițiativă și doresc să mulțumesc în special domnului prim-ministru Victor Ponta, care deși are un program foarte prins, a reușit să găsească un pic de timp ca să vină alături de noi în această seară. Qualche settimana fa il Ministero degli Esteri italiano ha preso un'iniziativa che è quella di riconoscere i cittadini stranieri che onorano il nostro paese parlando la lingua italiana e veicolando i valori della cultura italiana. Câteva săptămâni, Ministerul Afacerilor Externe a avut o inițiativă și anume aceea de a premia persoanele care promovează limba și cultura italiană în afara granițelor țării. Quando si è trattato di individuare delle personalità di eccellenza in Romania, ci siamo trovati in un grande imbarazzo. Atunci când a trebuit să găsim persoane de excelență în România, mă turisesc că ne-am aflat într-un moment de impas. Perché erano troppi, sono troppi. Pentru că erau mulți, prea mulți. Come sapete, in Italia ci sono oltre un milione di cittadini romeni che vivono e lavorano. După cum prea bine știți, în Italia sunt peste un milion de cetățeni români care lucrează acolo și locuiesc acolo. Moltissimi romeni, anche in Romania, parlano la nostra lingua. Molti romani parlano la nostra lingua in Romania. Quindi questa sera, dando questo riconoscimento a una selezione nutrita, ma ridotta ovviamente rispetto ai numeri generali, di personalità di eccellenza romene che onorano il nostro paese, vogliamo in realtà fare tutti i cittadini romeni non solo che parlano l'italiano ma che lavorano in Italia, collaborano con il nostro paese e rendono le relazioni tra Italia e Romania davvero uniche. Prin ceea ce facem noi în această seară, conferind aceste legitimații unor personalități care au fost alese, dar într-adevăr sunt mult mai numeroase, nu facem decât să aducem o onoare numeroșilor cetățeni care lucrează în Italia și care într-adevăr sunt meritori. Allora io procederei senza ulteriori indugi alla consegna di questi attestati, sono delle piccole tessere. Aș trece mai departe, dacă îmi permiteți acum, la înmânarea acestor legitimații, care sunt practic niște legitimații mici ca dimensiuni. Questa sera vi chiediamo di tenerle al collo, successivamente le potrete tenere nel portafoglio. Non so se andando in Italia mostrandole riuscirete a ottenere degli sconti sull'autobus o al museo. Vă rugăm să le portați în seara aceasta în mod deosebit. După aceea puteți să le portați la portofel. Nu știu dacă ajungând în Italia o să vă permită să beneficiați de niște reduceri, știu și eu, pe transport și așa mai departe. Victor Viorel Ponta, primul ministru din România, primul ministru al României. Mariana Nicolescu, care din păcate nu este prezentă, dar este soțul domnului sale. Ilie Năstase, extenista, vincitore degli US Open e del Roland Garros, senatore nel Parlamento di Romania. Ioana Bivolaru, direttore generale per gli affari europei del Ministero degli Affari Esteri, director generale del Departamento dell'Unione Europea, Ministero degli Affari Esteri. Gheorghe Hagi, care știm care meci, dar este reprezentat. În bocca al lupo per la partita. Dante Stein, consigliere del primo ministro di Romania, consigliere al primo ministro a Romania. Alexandru Tomescu, violinista di fama internazionale. Radu Varia, istoric de artă și președintele Fundației Brâncuș.
Ileana Iliescu, stea de balet. Direttrice della collana dei classici bilingue italiano-romeno, casa editrice Humanitas. Gino Iorgulescu, președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Radu Bogdan, director al ziarelor 9 o'clock și 7 o'clock. Cristian Colțanu, fost ambasador al României în Italia, președinte și CEO la Generale Electric. Ruxandra Balaci, director artistic, fondator al NAR, critic de artă și curator. Georgian Ion Gervazie, consilier al primului ministru și comisar pentru România la Expo Milano 2015. Monica Fechete, șefa Catedrei de Limbă și Literatură Italiană la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Mircea Iordunescu, fost consul general al României la Milano. Prorector, prodecan al Facultății de Litere din cadrul Universității din Craiova. Geo Vasile, poet. George Alexandru, avocat. Avocatul de încredere al ambasadei. Roxana Utale, profesor asociat, coordonatorul secției de italiană a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității București, vicerector pentru cercetare la aceeași facultate. Diana Paula Stoian, psihoterapeut. Marinela Ardelean, expert în enogastronomie și somelier. Adrian Niculescu, conferențiar doctor la Facultatea de Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Iuliana Anghel, realizator coordonator al emisiunilor de limba italiană la Radio România Internațională. Andy Grosaru, avocat la Societatea Civică Grosaru și Asociații și secretar general ROASA. Aș profita de prezența Excelenței sale, domnul prim-ministru, pentru a saluta acest grup de oameni.
Devo sempre chiedere all'ambasciatore se posso parlare italiano o siciliano, non so. Devo essere entrambe da domani l'ambasciatore che se vorresti italiano o siciliano. Innanzitutto, Sua Eccellenza, caro ambasciatore, mi fa molto piacere di essere questo pomeriggio qui. Non è che non mi fa piacere di essere nel Parlamento, ma qui mi sento ancora meglio. Eccellenza, mi faccio piacere deosebito să fiu prezent în această după-amiază aici. Nu că nu mi-a face plăcere să fiu la Parlament, dar aici mă simt mult mai bine. Mi piacerebbe di pensare che tutti quelli che sono qui sono non solo italofoni, ma anche italofili. Îmi place să cred că cei care sunt prezenți aici sunt nu numai italofoni, dar și italofili. Magari quasi 20 milioni di rumeni si sentono italofili e italofoni. Questo significa una relazione veramente speciale tra i due paesi. Poate că cele aproape 20 de milioane de români se simt și italofili și italofoni și asta nu înseamnă decât o apropiere foarte mare între cele două țări. Oggi, come lei diceva, nel Parlamento si discuta sulla strategia nazionale. Spuneați și dumneavoastră, astăzi în Parlament se discute despre strategia națională. Il nuovo capo del servizio di informazioni rumeno. Despre noul șef al SRI-ului român. E se cambiamo un tipo di, come si dice, asse in italiano. Va bene. Se lo cambiamo da Londra, Washington, in Berlin, Washington. Și dacă schimbăm axa de la Londra, Washington, în Berlin, către Washington? Perché la moda. Io vorrei proponere di fare Roma-Washington. Atunci, da fiindcă e la moda, aș propune să facem Roma-Washington. E quindi Roma, Londra, Berlin, importante che alla fine siamo tutti a Washington e a București. Roma, Londra, Berlin, important să fim toți la Washington și la București prezenți. Ma per me sicuramente sarà sempre la cosa più piacevole di andare in Italia e a Roma e poi nel resto dell'Europa. Cu siguranță pentru mine întotdeauna este o plăcere să mă duc întâi la Roma și după aceea în restul Europei. Vă ringrazio. Mulțumesc. Grazie. Quest'anno, come abbiamo già avuto modo di ricordare altre volte, l'Italia ospita un evento internazionale di grande importanza che è l'Expo 2015. După cum am avut prilejul să reamintim cu diferite ocazii, anul acesta Italia găzduiește Expo Milano 2015. L'altro giorno il commissario generale Gervasi ha presentato al Ministero degli Esteri il padiglione romeno, il progetto romeno, molto interessante. Io vorrei presentare questa sera invece un brevissimo video di un minuto che fa auspicabilmente scherzare, un po' ridere sul tema di Expo. Zilele trecute, domnul comisar Gervasi a făcut o prezentare scurtă a acestui eveniment. Eu aș vrea acum doar într-un minut, dacă vreți glumind un pic, să vă pun și dumneavoastră un mic filmuleț pe care să-l urmăriți. Vă mulțumesc! Ma, che cos'è il cibo? Il cibo è attrazione. Io la guardo e lei mi tenta. Che nova? Ma che nova? Ma chi? La pasta asciutta. Il cibo è a me. La tenerezza. È nostalgia. Sa, io non sento più il sapore come una volta. Venga qui, assaggi questo cioccolato. Il cibo è tradizione. Pasta bianca. Che dice, basterà per tre giorni stamattina. Ma è divertimento. È erotismo. È sfogo. Tu pare tale del miscele della discicoria protettata proprio le stracine di vito di cazzuola, la sua cintura girata, bacio davanti a capetto gentile, non maghe sfocate, poi gascio, cavallo e pedolini, questa mossa di bocca, capito, le sarella di lavuntore, la piega quasenosa, il cuore di seguito, il figlio di vino, il 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 vino